Bună seara, dragilor, și vă mulțumesc că ați ales să începem această emisiune împreună. Sunt Consuela Bălașa și împreună cu Cătălin Ionete și cu Florin încercăm să facem o nouă emisiune pe placul vostru și al nostru. Bună, Florin! Bună, bine v-am găsit! Bună seara, Florin, te rugăm să ne aduci aminte de ce suntem aici și de unde venim, să ne spui în câteva cuvinte ce am făcut până acum. Da, mi se pare un lucru foarte important ca să facem legătura între ce a fost și ce este și ce va fi. Am vorbit în emisiunile trecute și am încercat să creionăm puțin care este contextul în care abordăm aceste teme de familie. Și am văzut, pe baza sondajelor și pe baza realității, că lucrurile în dragoste nu stau tocmai roz. Sunt extrem de multe probleme, de multe divergențe, iar contextul în care facem această emisiune este un context în care undeva la 84% din cei care sunt într-o relație suferă. Așadar, scopul pentru care am ales să facem o emisiune pentru cupluri este să conștientizăm în primul rând pe oameni de faptul că relația, indiferent că e vorba de o relație în familie sau că e vorba de o relație cu ceilalți, este extrem de importantă. Am avut și studii și niște sondaje care au arătat că relațiile ne influențează cel mai mult viața. Nu colesterolul, nu stresul, nu banii, nu nimic altceva, relațiile. De aceea vrem ca împreună să facem cumva ca relațiile noastre să fie cât mai bune. Iar cei care au parte de o relație, că e vorba de prietenie sau un cuplu, să aibă niște principii care să-i ajute să aibă niște relații sănătoase. Cam de asta suntem aici și vreau să spun un lucru care mi se pare esențial și aș vrea să știe toți cei care ne urmăresc, și anume că în prima parte a emisiunilor noastre nu vom intra în probleme specifice de cuplu, ci vom pune baza, pentru că ne interesează foarte mult de unde plecăm, pe ce construim. Dacă avem baza bună, după aceea și subiectele specifice unor relații de cuplu vor căpăta un alt sens și vor putea fi rezolvate. De aceea, începând de astăzi și încă multe emisiuni, vom vedea 10, 15, nu știu exact, vom pune un fundament pentru ceea ce urmează să discutăm mai târziu. Așadar, astăzi, despre ce vom vorbi? Astăzi, m-am gândit ca pentru astăzi să răspundem unei întrebări pe care foarte mulți o au în minte. Și anume, cum reușesc să schimb comportamentul partenerului meu? Sau altfel spus, de ce nu se schimbă partenerul meu? De ce nu reușesc să-i schimb comportamentul? Cam aceasta este întrebarea la care încercăm să răspundem astăzi. Mă gândesc că o întrebare la fel de bună ar fi de ce vrem să schimbăm partenerul nostru. Cel puțin eu am trăit asta de multe ori. Pe mine am vrut sau n-am vrut să mă schimb, dar întotdeauna au fost lucruri de schimbat la celălalt. Și am vrut să le schimb și am trăit asta, această dorință, uneori într-un mod foarte intens. Și o întrebare ar fi, crezi că vom reuși să răspundem și la această întrebare, de unde vine această dorință, de ce este atât de prezentă, de ce e mereu acolo, de ce vrem să-l schimbăm pe celălalt? Da, este o întrebare legitimă și imediat după ce vom vedea acum un interviu pe care l-au luat colegii noștri, unor tineri, o să răspund și la întrebarea asta dacă chiar e necesar să ne dorim să schimbăm pe parteneri. Dar aș vrea pe colegii din regie să ne pună acest videoclip pe care l-am pregătit. Care este cea mai bună strategie de a-l ajuta pe partenerul tău să facă ceea ce vrei tu? Din nou, comunicarea, deși de multe ori nu trebuie să mă rog de el ca să facă ce vrea, dar nu trebuie obligat, mai ales dacă îl pun într-o situație neplăcută. De cele mai multe ori încerc să vorbesc cu el și să-l conving să facă ce vreau eu prin diferite motive. Să fii băiat. Asta e cea mai bună strategie, pentru că fata de obicei face ce vrea băiatul, dacă știe să-i impună. Nu cred că poți să convingi pe cineva să facă ceea ce vrei tu. Dacă ne referim la relație, acum depinde fiecare ce consideră, în ce constă o relație ca să funcționeze.
bărbații în general sunt mai... Nu degeaba vi se spune că sunteți vânători. Ei simt nevoia tot timpul să cucerească. Eu consider că femeia trebuie să mai cedeze, să facă că nu pricepe, să-l lase să cucerească, că tot acasă se întoarce. Cam grea întrebarea. Sincer, nu prea știu, adică nu m-am gândit, adică nu sunt genul ăla care să fac strategii cu persoana de lângă mine. Doar că, probabil că dacă te iubește și simte ceva pentru tine, face ce vrei tu, sau presupun. Anumite compromisuri, presup. Da, bine, se fac compromisuri în relații, dar la un anumit mod și până la un anumit, nu... Oh, complicat. Din nou, în funcție de personalitate, dacă ești de acord cu chestii de genul ăsta, poți întotdeauna să-l șantajezi. Așa, un pic, știi? Niciodată nu exagerezi, dar un pic de șantaj nu strică. Glumesc, nu șantajați pe nimeni. Mai, în general, încearcă să discuți. Cât mai deschis, cât mai cu încredere și atunci dacă reușiți să ajungeți la un compromis și să fie de acord cu părerea ta, atunci e cel mai bine. Dacă nu se ajunge la nimic, mai bine renunță. Adică, cred că poți să-l lași de la tine în anumite cazuri. Cea mai bună strategie de a-l ajuta să facă? Nu știu, cred că cea mai bună soluție este să-l rog să facă lucrul ăsta. Da, cum vi s-au părut răspunsurile? Mi-a plăcut foarte mult încrederea în sine a unuia dintre primii respondenți care a spus că tot ce trebuie să faci e să fii băiat. Mi-a plăcut încrederea în sine, dar bineînțeles nu mi-a plăcut deloc răspunsul, pentru că asta presupunea că băiatul este cel care, prin simplu fapt că este băiat, se impune. Nu-ți mai trebuie alte argumente, nu-ți mai trebuie să ai de partea ta dreptatea sau adevărul sau binele, e suficient că ești băiat. Asta exact. Justifică orice. Exact. Da. Știți ce am remarcat în toate răspunsurile acestor oameni? Și anume faptul că niciunul nu i-a trecut prin minte exact ce ai spus tu mai devreme, Cătălin. Dar de ce trebuie să-l schimb? Toți suntem focusați pe ideea noi trebuie să schimbăm pe partener. Și cum să-l schimbăm? Ați văzut care este sau cam care sunt strategiile? Să-l convingi, să-l manipulezi puțin, să-l șantajezi puțin. Un pic de șantaj, da. Un pic de și manipulare. Și facem produs finit așa exact. Cum ți-l dorești tu. Exact cum ți-l dorești tu. Ce vreau să spun este că fundamentul care stă într-adevăr la baza unui comportament, cel puțin în acest interviu, nu s-a regăsit deloc. O să vedeți astăzi care trebuie, cred eu, în urma studiilor și experienței, care cred că trebuie să fie fundamentul pentru o schimbare. Dar înainte de asta vreau să vă spun un lucru. Și mă leg de ce ai zis tu mai devreme, Cătălin. Eu cred că rolul meu, și acum vorbesc de rolul meu de soț, da? În rolul acesta sunt. Eu cred că rolul meu nu este acela de a schimba pe partener. Punct. Asta este o concluzie la care ai ajuns cu mintea ta într-o situație oarecum detașată, la un moment dat, dar în situația de viață, în orice situație de viață în care ești aruncat acolo, uiți poate de aceste concluzii, vorbesc pentru mine în primul rând acum, uităm de concluziile care am ajuns rațional și ne trezim că vrem, din suflet, cu tot patosul de care suntem capabili să-l schimbăm pe celălalt. Deci eu cred că tendința noastră naturală asta este, să-l facem pe celălalt după chipul și asemănarea noastră. Asta e tendința naturală. De când suntem mici, încercăm să convingem pe toți copiii de joacă să facă precum vrem noi, nu? Cine nu vrea asta? Vreau să te joci jocul meu, vreau să vii cu mine unde eu vreau, hai să mâncăm ce vreau eu, tot să fie ca mine. Și creștem cu concepția asta până când ne căsătorim, ne luăm un partener și avem o preocupare extrem de mare, cum să-l fac să-mi semene, cum să-l fac să facă ce vreau eu. Din punctul meu de vedere este deja am plecat la un drum greșit. Eu cred că rolul meu nu este de a-l schimba, ci rolul meu este ca eu să fiu cine trebuie, eu să-mi fac partea și o să vorbim astăzi în detaliu despre asta. Și apoi, dacă partenerul va vrea să se schimbe sau nu, este problema lui. Nu este problema mea. Dar eu cred că foarte puțină lume conștientizează problema asta și foarte puțină lume este de acord cu asta. Faptul că discutăm despre schimbare ca despre o necesitate, fie că vreau eu, fie că am așteptarea ca celălalt se schimbe, fie că celălalt o are de la mine, presupune o realitate fundamentală. Și anume realitatea că suntem foarte diferiți. Că trăim, fiecare suntem aproape ca o insulă,
izolată de cei din jur și în momentul în care încercăm să creăm poduri între insule, să ne apropiem de cei din jur, apar problemele și atunci fricțiuni și vrem să schimbăm pe celelalți sau pe ceilalți sau să suntem puși în situația să ne lăsăm schimbați. Mm-hmm. Faptul că vrem să schimbăm partenerul nu este totuși mai sănătos decât să-ți dori să renunți la relația pe care o ai cu partenerul respectiv? Adică încerc să văd cumva și partea bună a lucrurilor. Îți dorești să-l schimbi, sigur, este un lucru ușor complicat și greșit, vom descoperi sper astăzi. Dar faptul că totuși vrei să-l schimbi și să fiți cumva pe aceeași frecvență nu este mai sănătos decât să rupi relația și să renunți efectiv la partener? Ah, foarte bună întrebarea. În cazul ăsta, ce aș putea să spun, Consuela? Dacă ajungi în postura de chiar să nu te mai înțelegi și chiar îți dai seama că pentru a merge relația înainte trebuie să fie niște schimbări și la mine și la partener, atunci vreau să vă arăt astăzi cum gândesc eu. Eu nu spun că este un raționament imbatabil. Poate greșesc. Eu vă spun ce a funcționat în dreptul meu până acum. Aș vrea să vă arăt cum trebuie să gândim lucrurile astfel încât, dacă totuși vrem să schimbăm pe partener, să fie într-un mod sănătos. Și totul pleacă de la, din punctul meu de vedere, de la paradigme. Paradigmele sunt niște lentile prin care noi vedem lumea. Paradigmele sunt niște hărți. Este felul nostru de a vedea pe lumea, societatea, pe un om, viața. Da? Și noi putem să avem paradigme greșite sau paradigme corecte. Și pentru ocazia asta aș vrea să încep prin a vă arăta care este importanța paradigmelor, care este importanța felului de a vedea. Uneori să vezi, dacă vezi greșit lucrurile, totul se dă peste cap. Și îmi place ce scrie Stephen Covey în legătură cu subiectul acesta și răspunde că paradigmele sunt ca niște hărți. Este o hartă, nu este teritoriul, este harta. Și zice el, imaginează-ți că vrei să mergi într-o localitate în alta. Și eu m-am gândit, aș vrea să merg din București la Brașov. Și n-am GPS, încă nu s-a inventat GPS-ul, da? Și cineva îmi dă o hartă a Bulgariei. Și eu mă urc în mașină și sunt cu harta, să o dau soție și zic, uite, te rog frumos să te uiți la harta. Ghidează-mă. Și, ghidează-mă, da. Și stau, mă uit pe șosea și nu regăsesc nimic din hartă pe șosea. Și atunci, lucrurile sunt foarte complicate. Eu niciodată nu voi ajunge de la București la Brașov dacă harta este greșită. Și atunci, eu pot să încerc, de exemplu, să-mi schimb comportamentul. Că uneori aici apelăm la comportament, la schimbarea comportamentului. Și încep să strig și mă enervez și zic, păi... Comportamentul tău sau al partenerului? Al meu, al meu. Okay. Vorbesc de comportamentul meu. Vreau să vă arăt cât de importantă este harta. Asta este ideea. Și schimb comportamentul și mă enervez și strig și înjur și am tot felul de reacții. Voi ajunge mai repede la Brașov dacă m-am agitat? În niciun caz. Să zic că am un comportament pozitiv. Da? Mă port frumos, vorbesc cu soția și zic, băi, cred că până la urmă o să găsim să nu ne drumul. Enervăm, cum? Să ne păstrăm calmul, să nu ne enervăm. Da. Avem o atitudine bună, sănătoasă, liniștită, suntem optimiști. Cred că într-o zi totuși o să ajungem, da? Cu o întârziere semnificativă, dar... Exact. Sau pot să am alt comportament, să conduc mai repede. Zic, bă, cred că dacă conducem mai repede, ajungem... Unde? Ajungem într-un loc greșit mai repede, dar în niciun caz nu vom ajunge la Brașov. Ceea ce vreau să spun că este următorul lucru. Indiferent că ne schimbăm comportamentul, în bine sau în rău, că ne schimbăm atitudinea, în bine sau în rău, că suntem nervoși și înjurăm sau că suntem pozitiviști, eventual vom fi pe o stradă greșită, da, cu atitudine bună, vom fi pe o stradă greșită, dar senini și zâmbitori. E ok, eu mă simt bine oriunde, dar nici cum nu voi ajunge la Brașov. Lucrul pe care trebuie să-l fac și este esențial, este să-mi schimb harta. Ei, cam despre asta vreau să spun în relațiile noastre. Noi putem să ne schimbăm comportamente, putem să ne schimbăm atitudini. Dacă nu ne schimbăm felul de a vedea relația, de a vedea pe parteneri, felul de a vedea problemele, niciodată nu vom face schimbările esențiale și folositoare în relația noastră de cuplu.
Povestea ta de mai devreme cu Brașovul și harta mi-a adus aminte de o întâmplare pe care am citit-o în ziar acum un an de zile sau doi, nu mai știu sigur, în care o femeie undeva în Europa a plecat, mergea cu mașina pe autostradă și a făcut cam 2000 de kilometri mai mult. Ea vrea să ajungă într-un oraș în altul, în Germania, nu știu unde. Dar a sfârșit prin a ocoli prin mai multe țări pentru că GPS-ul n-a funcționat cum trebuie și a dus-o, e povestea adevărată, a dus-o, a ocolit-o cam 2000 de kilometri. Și mă gândeam când spuneai povestea cu harta mai devreme, paradigma ei era GPS-ul. Ea a refuzat să se uite în altă parte decât în ecranul GPS-ului timp de 2000 de kilometri. N-a întrebat pe cineva, n-a oprit la un peco să întrebe unde sunt, cum ajung, o hartă să se uite în jur, exact. Indicatoare. Ea s-a uitat doar în ecran și rezultatul a fost dezastros pentru ea. În orice caz a întârziat cel puțin o zi, dacă nu exact. O zi, două. Și acum vreau să vă arăt cum se aplică ceea ce am spus la o relație de cuplu. Și vreau să vă fac așa o mică schemă. Mie îmi plac schemele și desenele și cred că uneori este mai clar. Să presupunem că suntem la punctul A, un punct în relația de cuplu de nefericire. Nu ne înțelegem bine. Eu cu soția n-am nicio relație bună, totul este dat peste cap. Și vreau să ajung în punctul B la fericire, da? Bun. Deci traseul trebuie să fie cam așa, este ascendent. Dacă eu am o paradigmă greșită, și anume, eu sunt bărbat, eu sunt capul familiei și soția este slujitoarea mea, este cea care trebuie să mă facă pe mine să mă simt bine. Asta este bine. Paradigma românească în general. Cătălin, nu voi să spun că nu cred că doar paradigma românească, este o paradigmă la nivel mondial, sunt foarte mulți, care nu știu acum câți, dar foarte mulți care gândesc în acești termeni. Eu sunt capul familiei, iar ceilalți de prin prejur, soția și copiii, trebuie să îmi facă mie pe plac. Soția trebuie să mă slujească când vreau eu, să se culce cu mine când vreau eu, cât vreau eu, să fie la dispoziția mea, în alte cuvinte. Ei, asta este, din punctul meu de vedere, o paradigmă greșită. Dacă eu sunt în punctul acesta, cu o astfel de paradigmă, că soția trebuie să-mi facă mie pe plac, și acum, vreau să ajung aici și să presupunem că am niște comportamente. Vreau să vă arăt cât de greșit este să încercăm să obținem un rezultat, da? Să ajungem în punctul B, la fericire, ținând cont de comportamente, adică de lucruri exterioare sau de atitudini, și să nu ținem cont de paradigmă. Și acum, pot să am un comportament pozitiv față de soția mea, da? Și anume, îi dau niște comportament pozitiv, dar nici ăsta nu e chiar sănătos. Îi dau să citească niște cărți. Și spune, uite, dragă, știi, poți să citești și tu cartea asta sau două cărți care te vor ajuta să ce? Să fie o nevastă mai bună pentru mine, nu? Să fie o nevastă, exact. Să fie o nevastă mai bună pentru mine, pe placul meu. Sau pot să urmăresc pe internet și când găsesc niște seminarii foarte faine, o anunț. Fii atent că vine cineva în oraș la noi și ține un seminar pe temă de cuplu. Dar cu ce gând o trimit acolo? Cu același gând. Să înveze să se poarte frumos cu mine. Și eu pot să am un comportament frumos. Sau pot să am un comportament urât. Să strig la ea, să mă enervez, să fac pe cel rău și să fie foarte urâtă atmosfera în familia noi, da? O voi schimba? Voi ajunge cumva de aici, aici? Da, aș vrea să te întreb ceva legat de B, de punctul B, de destinație, de fericire. Este fericirea mea sau este fericirea noastră? Adică starea de fericire unde vreau să ajung, e starea mea Bravo. De fericire? Foarte bună întrebarea. Deci dacă eu am paradigma de care v-am spus mai devreme, fericirea este din punctul meu de vedere. Pentru că eu îmi doresc să mă simt eu bine. Să fie totul în favoarea mea. Bravo, foarte bine ai remarcat. De asemenea, eu pot să-mi schimb atitudinea. Pot să am o atitudine urâtă, da? Să mă enervez tot timpul, să pufăiesc prin casă, mă vede soția tot timpul, eu să fiu apăsat, să fiu îngândurat. De ce? Pentru că nu-mi convine cum se poartă soția cu mine, nu? Sau pot să am o atitudine fain. Să fiu pozitivist, să zic, bă, nu e bine, nu-mi place cum se comportă soția, dar cred că într-o zi tot o să se poartă ea frumos cu mine. Dar totul este în același context. Soția trebuie să se poarte frumos cu mine. Vreau să vă spun că oricât de mult ne-a schimbat comportamentele sau atitudinile, relația nu va fi mai bună.
De ce? Pentru că soția simte că eu îmi doresc ca ea să facă totul în favoarea mea, că totul este despre mine. De aceea, paradigma este cea care trebuie schimbată. Și vreau să vă fac o schemă care mi se pare foarte interesantă. Primul lucru pe care cred eu că trebuie să-l schimb într-o relație este paradigma. Felul de a vedea lucrurile. De aici pleacă tot. De la harta asta mentală. Când ai schimba lucrurile astea, o să vedem puțin mai încolo, se schimbă gândurile. Se schimbă gândul. Omul începe să vadă altfel lucrurile, începe să gândească altfel lucrurile, începe să analizeze altfel, să înțeleagă altfel. Când se schimbă gândul, ce se schimbă? Acțiunile. Înainte de acțiuni. Atitudinile. Sentimentul. Se schimbă paradigma, se schimbă gândurile, se schimbă sentimentele, pentru că nu am gânduri pozitive față de tine, voi avea și sentimente pozitive, nu? Apoi, după ce se schimbă sentimentele, sunt sentimente pozitive, ce se schimbă? Comportament? Atenție, aici se schimbă comportamentul. Și când se schimbă comportamentul, ce avem schimbat? Sau ce este influențat? Este rezultatul. Așadar, în emisiunea asta aș vrea să vorbim și să spun cât pot eu de clar. Am pus întrebarea intenționat. De ce nu pot să schimb comportamentul partenerului meu? Vedeți despre ce vorbim noi? Noi tot timpul aici ne raportăm. Noi cu asta avem problemă. Vreau să-ți schimb comportamentul. Nu mai fă cu tare, nu mai fă cu tare, nu mai fă cu tare. Nu mai vreau să strigi, nu mai vreau să te comporți într-un fel sau altul. Când se va schimba comportamentul? Se va schimba paradigma. Paradigma, gândul, sentimentul, comportamentul și apoi rezultatele. Așadar, eu cred că este o modalitate greșită de a spune problema. Hai să schimbăm comportamentele. Comportamentele sunt doar niște simptome. Există un curent în psihologie destul de puternic care mie nu mi-a plăcut niciodată, de fapt, de altfel, behaviorismul sau comportamentalismul, dacă e să zicem în română, da. Care spune că putem să începem și de la comportament, că dacă omul își schimbă mai întâi comportamentul, apoi se vor schimba gândurile, sentimentele și e ceva adevăr în asta, dacă mă voi comporta cu cineva într-un anume fel, ca și cum îl iubesc, voi ajunge cu timpul să-l iubesc. E un fel de a răsturna acest... Și într-adevăr, când vine vorba de oameni și cum funcționează ei, lucrurile sunt foarte complicate și merg și așa, și așa. Puteți să încercați să testați comportamentul ăsta. Din experiența mea, majoritatea oamenilor aplică acest gen de raționament. Face presiune asupra ta să-ți schimbi comportamentul, sperând că într-o zi o să schimbi și emoția. Hai să te întreb deschis. Dacă vine cineva și face mereu presiune asupra ta să-ți schimbi o purtare, un comportament, dar nu te-a făcut să înțelegi de ce trebuie să-ți schimbi acel comportament, băi, îți place? Zi-mi tu dacă îți place. Da. Nu, dar poți descoperi, te descoperi cumva pe tine. Ok, face presiune asupra mea să-mi schimb comportamentul și eu analizez această schimbare pe care îl dorește de la mine. Și încep să o fac. Și în timp ce o fac, pot să îmi dau seama că... Cum poți să-mi dau seama de rădăcine, de fapt, știi? Bun, hai să te întreb altfel. Cum te simți când cineva te obligă să schimbi un comportament și tu nu înțelegi? De ce? În primul fază ești frustrat. Frustrat, ești clar. Și cumva ți te întreb ce caut aici, adică dacă tot vrei să mă schimbi, de ce m-ai ales, știi? Bravo. Dar poate este o schimbare pe care mie îmi va face bine. Și mie și nouă colectiv, bun, general, bravo, ca și cuplu. Vreau să vă dau să facem un pas înainte și să vă explic sau să vă spun două etici, așa sunt numite, și o să vedeți de ce este greșit să încerci să schimbi comportamentul și nu paradigmele. Prima etică despre care aș vrea să vorbesc este etica personalității. Etica personalității are la bază un fundament, o idee, și anume schimbarea începe din exterior către interior. Din exterior însemnând soția,
prietenii, mediul, societatea, politicienii, ei trebuie să se schimbe prima dată și după aia o să mă schimb și eu. Adică mediul din jurul meu trebuie să fie unul super frumos, super liniștit, fără stres, fără agitație și atunci mă voi schimba și eu. După raționamentul ăsta funcționează și foarte multe relații. Tu ești de vină. Tu trebuie să te schimbi. Da, este clar. Ca să fie și mie bine. Bun. Ce are la bază? Care sunt strategiile? Oamenii care se concentrează pe etica personalității folosesc foarte des tot felul de strategii. Bune sau rele. Dar toate strategiile sunt cu un singur scop. Care-i? Să te schimbi. Cine să se schimbe? Se schimbă lumea. Celălalt. Exteriorul. Că sunt manipulări, că sunt șantaje. Ați văzut și în, și în interviul nostru stradal. Șantajăm puțin, manipulăm puțin. Las, dă-i tu impresia că el este capul, spunea cineva, că el este șeful, da, o doamnă, că până la urmă tot acasă vine. Deci sunt tot felul de șiretlicuri învățate sau... Am impresia că asta este tot un rezultat al paradigmei românești în care femeia este supusă. Ceva foarte pervers, mi se pare mie aici, în care femeia a ajuns să se resemneze cu gândul că e ok, lasă-l să plece, lasă-l să fugă, lasă-l să-și facă de cap, că tot la tine se întoarce. Mie mi se pare asta o strategie masculină, de a câștiga niște libertate și de a ține femeia la locul ei. Nu știu ce părere ai... despre asta. Adică bărbații au reușit să învețe femeile lucrul ăsta, strategia asta care aparent vine de la ele, dar nu vine de la ele, mi se pare că vine tot de la bărbați. Nu știu. Nu știu, nu mi-am pus problema asta, nu m-am gândit foarte mult. Ne mai adaptăm și noi puțin. Încercăm să vă surprindem și noi. Da, cred că fiecare încearcă să împrumute de la celălalt ce vede că funcționează. Da. Asta vreau să te întreb, Florin, de unde crezi că vin paradigmele noastre? Ai vorbit despre paradigme și cât de importante sunt paradigmele pentru cine suntem noi. Noi suntem, și de cât te înțeleg eu, o paradigmă înseamnă, mai simplu spus, o poveste. Fiecare avem o poveste în care de obicei noi suntem erou și fiecare dintre noi este erou în povestea lui. Și în povestea asta există anumiți dușmani, există un anumit sens, există o anumită ordine în fiecare poveste. Și de unde vin, de unde vin poveștile astea? Cătălin Dragă și Consuela. Din câte îmi dau eu seama, cele mai multe paradigme noi le avem din copilărie, din familia noastră. Bineînțeles, și de la prieteni, și din mediul în care ne-am dezvoltat, dar cred că cele mai multe vin din familie. Și vreau să vă dau doar două, trei exemple despre paradigme greșite care ne urmăresc toată viața. Cunosc mai multe persoane, în special fete, care au trăit într-o familie în care tatăl a avut un comportament reprobabil. Nu s-a înțeles bine cu mama și într-o zi vine mama la fetiță și îi spune, într-un fel sau altul, fiecare caz este special. Dar mesajul este cam același, transmis fetelor. Auzi, mamă dragă, să nu te căsătorești. Tu vezi ce aiurea este să fii căsătorit. Tu vezi cum sunt bărbații. Bărbații sunt niște neghiobi, sunt niște... Nemernici. Sunt niște... Să nu ai de face cu bărbații în viața. La ce trebuie, da. Tu nu... Îți place o așa relație de căsătorie. Și fetei îi intră în minte gândul că a te căsători este o nenorocire. Și ajunge la 20 de ani, la 30 de ani, și eu am vorbit cu o groază de fete care spun mie nu trebuie căsătoria. Vorbind cu ele, afli care este cauza. Este o condiționare. Și dacă cumva aceste fete se căsătoresc, știți cam cum va fi căsătoria lor? Și se căsătoresc de obicei, pentru că tot din partea societății vine presiunea, trebuie să te căsătorești. Exact. Trebuie să... Sau cine știe ce alte motive, dar când se căsătoresc, intră în această căsătorie cu paradigmele. Bărbații sunt niște neghiobi sau cum vreți voi. Și în felul acesta își va trata bărbatul. Nu cu încredere, nu cu respect, nu cu demnitate, pentru că paradigma pe care o are ea despre bărbați este jalnică. Sau, uite o altă paradigmă. La consilierile mele au fost de foarte mult, am avut de foarte multe ori cazuri de genul acesta, blocaje sexuale. Nu reușesc să aibă relația sexuală cum trebuie. După 20, 30, 40, chiar 50 de ani vin unii cu probleme care îi urmăresc din copilărie. De ce?
Păi el s-a spus în copilărie, sexul este un păcat. N-ai voie să faci sex decât pentru procreere. Plăcerea n-are voie să existe. E rușinos să vorbești despre problemele astea, e rușinos să citești, e rușinos să te informezi. Ei bine, dacă un om, în special multe femei au problema asta, dar și foarte mulți bărbați, intri în căsătorie cu astfel de paradigmă, că este ceva rușinos. Nu vă spun câte traume sunt ale oamenilor care nu reușesc să depășească aceste condiționări ale copilăriei. Mă gândeam acum la copii din ziua de astăzi, ca să zic așa, nu vreau să sun ca un bătrân, dar pentru care sexul a devenit exclusiv pentru plăcere și aproape deloc pentru procreere. Paradigma s-a răsturnat aproape definitiv astăzi. Oamenii nu mai vor copii. Poate ar merita la un moment dat să discutăm și despre... O să vorbim într-o zi și despre natalitate. Care este în scădere. Da. Bine, aș vrea să trec un pic mai departe și să continui... Și am început să vorbim, și anume despre cele două etici. Spuneam că este o etică ce stă la baza comportamentului celor mai mulți oameni, și anume, schimbarea trebuie să se producă din afară în interior. Voi vă schimbați și apoi mă schimb eu. Același raționament se aplică și în căsătorie. Schimbă-te tu, soție, după aia mă schimb și eu. Fă tu ce trebuie, că după aceea fac și eu. Modalitățile sau metodele pe care le folosesc oamenii care se bazează pe această etică sunt modalități, tot felul de strategii împrumutate din psihologie, din negociere, din vânzări. Cum să-i schimbi comportamentul soției astfel încât să îți facă ție... În 10 pași. Da, exact. Sunt tehnici până la mimarea interesului față de nevoile soției. Mimezi interes, dar pe tine nu te interesează să-i rezolvi ei problema, ci te interesează ca să-i schimbi ei acolo ceva, ca până la urmă să-ți fie tot ție bine. Crezi că e posibil într-o relație care presupune un anume nivel de intimitate să mimezi interesul? Crezi că celălalt nu miroase imediat că e vorba de teatru? Bravo! Un dezavantaj al acestei etici a personalității este tocmai acesta. Pe moment, reușești prin diferite strategii să convingi pe cineva să facă ce vrei tu. Să se schimbe. Dar în timp se vede duplicitatea. Se vede că nu ești un om integru. Se vede că tot ce ai încercat să faci este în favoarea ta și nu pentru binele celorlalți. De aceea, etica personalității nu este o etică ce funcționează pe termen lung. Asta e foarte bine de știut. Iar eu cred că în majoritatea căsătoriilor, ce încercăm noi cei mai mulți dintre noi este să aplicăm etica personalității. De asemenea, este a doua etică a caracterului. Etica caracterului are în principal ideea de întâi mă schimb eu și după aceea se schimbă și mediul, și soția, și ceilalți. Și nu este tot un soi de manipulare la modul că eu te-am schimbat pentru tine, acum este și ocazia sau este și timpul să faci tu ceva. Dacă o privești așa, da, este un soi de manipulare. Adică eu mă schimb ca să te determin pe tine. Uh-huh. Vreau să vă spun ceva. Să vă reamintesc ce am spus la început. Scopul meu nu este să schimb pe partenerul meu. Eu cred că scopul este ca eu să mă comport atât de natural și atât de principial încât partenerul meu are libertatea să spună îmi place de omul acesta și vreau să continui să trăiesc lângă el sau nu mă interesează. Iar dacă după ce eu mă port frumos și sunt un om principial, dacă soția mea... Hai să vă spun pe asta. Să ne pregătim. Spune-ne. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt așa. Eu fac tot ce pot, tot ce ține de mine, astfel încât să-i plac soției mele. Iar dacă într-o zi soția mea îmi spune, băi, mie nu mi-ajunge. Ce are altul e mai mult. Știți ce cred eu că voi face? Nu știu. N-am ajuns acolo, dar ce cred eu că voi face în acel moment? Voi spune, ok, eu ți-am dat 100% până acum, am fost cât de bun am putut fi eu, dacă tu ai găsit ceva mai bun la altcineva, să rămână. Dar nu mai apelez la tehnici, la strategii, la tot felul de metode ca să o țin lângă mine.
Hai să vă spun, astăzi dimineață, când veneam încoace spre București, am primit un telefon. Un bărbat care a văzut prima emisiune a noastră și și-a dat seama că are ceva de învățat, probabil, zic eu că de-aia m-a sunat. Și bună ziua, domnule Marie, bună ziua, bună ziua. V-am urmărit cu interes emisiunea și cred că ați putea să mă ajutați. Spuneți despre ce e vorba. Sunt într-un impas în căsătoria mea. Am ajuns în perioada aia de 5-9 ani, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar în perioada asta divorțează cele mai multe cupluri. Da. Și zice, noi aici suntem, aveau 7 ani de la căsătorie. Și spune, aș vrea, dacă puteți, să ne recomandați 2-3 cărți cu strategii de cum să îmi întorc soția. Ieri a fost la notar, se pregătește să dea divorț de mine și dacă puteți să-mi dați 2-3 strategii ca să o țin lângă mine și să nu plece. Cum să o schimb? Și eu când mă gândeam ce urmează să vorbim astăzi în emisiune... L-a invitat să se uite la emisiunea de astăzi, sper. Nu i-am spus de emisiune, dar mi-a luat 30 de minute să încerc să-l conving că nu e vorba despre schimbarea soției lui. L-am tot întrebat, domnule, știți care sunt nemulțumirile soției? Știți ce o doare pe ea? Știți de ce pleacă ea? Sau doar bănuiți? Păi n-am vorbit. Înseamnă că e vorba despre tine în căsătoria asta. Nu e vorba despre ea. Dacă tu nu știi de ce pleacă ea, înseamnă că nu te-a interesat lucrul acesta. Ce vreau să spun este că pe noi ne preocupă în continuare strategii de cum să schimbăm pe celălalt. În urmă cu poate 7-8 luni de zile, a venit la consiliere un bărbat, undeva la 30 și ceva de ani. Exact cu problema asta. Asta e un caz fericit. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte și de așa ceva. Dar vreau să vedeți cele două etici. Etica personalității și etica caracterului, cum se îmbină. Și când a venit, mi-a zis exact așa, Florin, nu mai merge cu soția, dăm niște strategii, că știm că și nebunesc. Se rupe relația, se duce pe apa sâmbetei. Am încercat în prima întâlnire, în prima ședință, să îi explic că e vorba despre schimbarea lui și nu despre schimbarea ei și spune, păi atunci, ia-i problema în căsătoria noastră, nu eu. Și bine, m-am ridicat, i-am răspuns și zic că n-avem ce să mai povestim. Dacă tu chiar crezi că e vorba doar despre ea și nu despre tine, n-avem ce povesti. Eventual, aș vrea să vorbesc cu ea, dacă se poate. Nu, că ea nu o să vină, că este arogantă, că e mândră, că... Bine. Pentru că mi-era drag de el, am continuat și a doua, și a treia, și a patra, și a cincea, și a șasea întâlnire, timp în care eu mereu încercam să-i spun, dacă vrei să se producă o schimbare în relația ta de căsătorie, cam acestea ar trebui să fie schimbările pe care tu ar trebui să le faci. Schimbări în caracterul tău. Ce credeți? După a șasea întâlnire a văzut că nimic nu se întâmplă în soția lui pentru că el tot timpul încerca să aplice ce discutam noi pe ea, pe ea. Și să-i spună ei ce trebuie să facă. Și după a șasea întâlnire a zis, băi, știi, nu mai vin, cred că nu are rost, că nu prea se întâmplă mare lucru. Și eu știam de ce, dar n-aveam cum să-l oblig sau... Și am spus, bine, nu ne-am mai întâlnit un timp și într-o zi ne-am întâlnit. Oh, salut, ce mai faci, cum mai ești, nu știu ce, cum mai ești cu soția? Și zice, băi, sunt foarte, foarte bine. Da? De cât timp? De 2 luni. Era atunci de 2 luni. Între timp, cred că vreo 4-5 luni au trecut și eu m-am mai întâlnit cu el. Dar ce vă povestesc acum, era după 2 luni și zice, și cum e? Băi, e foarte bine. De ce? Cum ai reușit să o schimb? Și zice, șmecher ești. Și zice, băi, n-am schimbat-o pe ea. Am schimbat pe mine. Și că am început să aplic tot ce mi-ai spus. Mai concret, am început să o iubesc necondiționat. Și nu numai pe ea, ci am început să mă port într-un mod necondiționat, frumos, necondiționat cu toți cei din jurul meu. Și vreau să spun că mi s-a schimbat fundamental viața. L-am îmbrățișat și am zis, ah, ce bine. Despre asta e vorba. Începe și fă tu schimbările pe care le vrei să le vezi în partenerul tău. Mă gândeam că a fost un miracol că dintr-o dată viața acelui om s-a transformat, toată realitatea lui s-a transformat, dar miracolul s-a întâmplat în suflet, acolo unde el a decis, eu o să iubesc necondiționat, deși
Chiar un miracol a fost, nu pot să-mi imaginez cum un om ia această decizie și face această schimbare. Spuneai mai devreme despre paradigme și că ele sunt niște lentile prin care noi vedem lumea. Știu că ai pregătit un experiment interesant pe care vrei să ne-l prezinți cu privire la percepții și la modul în care aceste lentile determină ce vedem, de fapt. Ok, bine. Haideți să vă spun despre un experiment pe care l-am făcut în foarte, foarte multe ocazii. L-am citit, am văzut cum funcționează la alții și am fost foarte curios ca în grupurile mele, pe unde mai vorbesc eu, să-l fac, să văd cum iese. Și experimentul este acesta. Împarți sala în două grupe. Unde am fost eu, era un grup mare de vreo 100 de persoane și am împărțit 50 cu 50. 50 dintre ei, grupa A, grupa B e clar, ochi închiși, capul în pământ. Grupul A vede această imagine timp de 10 secunde. Și le spun, uitați-vă bine la această imagine, câți ani are doamna din imagine? Cum este îmbrăcată? Formați-vă o părere. Se uită 10 secunde, am acoperit-o. Grupul A, ochi închiși, capul în pământ. Grupul B, vă rog frumos, uitați-vă la această persoană din imagine. Câți ani are? Cum este îmbrăcată? Și așa mai departe. Formați-vă un profil. Și ascundem imaginile. Deci, sper că este foarte clar, aici este o tânără și aici este o bătrână. Grupul A și grupul B nu știu ce au văzut fiecare, da? Lăsăm foile deoparte. După care le pun această imagine în care este, pardon, și o tânără și o bătrână. Nu știu dacă voi reuși să vedeți și tânăra și bătrâna. Da, da, da. Am mai văzut fotografia. Ai mai văzut-o, tu știi? Da. Consuela, tu nu știi. Sunt și eu văd în continuare o tânără. Tu vezi în continuare o tânără. Bun. Când încep, când au ridicat amândouă grupele ochii din pământ, îi întreb, ce vedeți? Grupul care a văzut tânăra, de obicei, vede tânăra. Și anume, aici este părul, da, se vede bine, da. Este părul, aici este nasul tinerei, ăsta este pometele, aici este bărbia și aici este gâtul. Mandibula. Mandibula, da? Aici este un lănțișor la gât și ăsta este gâtul. Da. Și aici este o haină. Haină. Așa. Bun. Haideți să vedem bătrâna. Mă bucur că tu, Consuela, nu știi. Bătrâna, uite unde este. Urechea fetei, da, este ochiul bătrânei. Aici este nasul ei, da? Iar aici este gura bătrânei și aici este bărbia. Mă nu crezi reușesc. Că nici acum nu reușesc? Nu reușesc să o vadă. Deci aici este părul bătrânei. Aici este nasul, un nas mare, este ochiul, gura și bărbia. Consuela a fost cumva condiționată să nu vadă deloc bătrâneța, să vadă doar tinerețea și asta împiedică să observe bătrâna din fotografie, altfel nu pot să-mi explic de ce nu o vede. Sunt oameni, sunt unii, într-adevăr, cei mai mulți oameni când se uită la fotografia asta, văd, unii văd tânăra, alții văd bătrâna. Cei mai mulți reușesc în cele din urmă să vadă... Da, după diferite discuții... Mai dăm, te rog puțin, iartă-mă, poza cu bătrâna. Mai ia bătrâna și mai uite-te la ea. După mai multe discuții și tensiuni dintre cele două grupe, în sfârșit, cei mai mulți reușesc să vadă ambele imagini. Ei, și acum aș vrea să tragem câteva învățăminte. Și anume, te rog să-mi dai puțin asta. Primul lucru pe care vreau să-l țin în minte toată lumea. Dacă timp de 10 secunde te uiți la o imagine și ești condiționat ca într-o imagine dublă să vezi doar ceea ce ai fost condiționat să vezi, bătrâna sau tânăra, aș vrea să-ți imaginezi cât de mare impact au asupra felului tău de a vedea condiționările făcute de 10, 20, 30 de ani. Impactul este enorm. De aceea este foarte important cine îți influențează mintea, gândurile, emoțiile, sentimentul, tot ce ești tu. Al doilea lucru. Oricine ne poate condiționa să vedem ceva în viață. Ori o bătrână, ori o tânără. Oricine. Familia, biserica, societatea, prietenii,
Apropo de prieteni, am cunoscut mai multe persoane, dar acum mă gândesc la unul care mi este foarte viu în minte, care de mic a trăit într-un context în care de la 4-5 ani, spunea el, de la 4-5 ani, băieții i-au spus, băi, știi ceva? Fetele, să n-ai treabă cu ele niciodată, că uite cum sunt. Băiatul acela a crescut cu gândul că el trebuie să se îndrăgostească de băieți. Oh. Pentru că fetele nu sunt cum trebuie. Și s-a întâmplat asta? Da. L-am întâlnit la peste 20 de ani. Am avut mai multe sesiuni de consiliere cu el ca să-l ajut să înțeleagă că nu toate fetele sunt așa cum i-au spus în copilărie. Mi-a adus aminte ce spuneai acum de povestea filmului Moonlight, care a luat Oscarul anul acesta și în care este vorba de un băiețel negru căruia toată lumea îi spunea că este poponar, cuvântul urât folosit și în film și în realitate și era din toate părțile. Că la un moment dat a început să întrebe, oare chiar sunt? Și a crescut și povestea se desfășoară pe toată viața. Practic prezintă 3 episoade din vârsta acestui copil, pe la 7-10 ani, apoi pe la 25 de ani și apoi pe la 40 de ani. Și el chiar ajunge să fie homosexual după ce... Exact, deci este extrem de important cine ne condiționează. Și spuneam, cineva, făcând parte din grupul nostru foarte apropiat sau nu, ne poate arăta. Aceasta este o bătrână sau aceasta este o tânără. Astfel încât când avem realitatea în față, să nu mai reușim să vedem și celălalt punct de vedere, pentru că noi am fost condiționați să vedem doar un punct de vedere al nostru. Apoi, aceste paradigme, aceste influențări, aceste condiționări ne influențează comportamentul nostru. Dacă eu am fost condiționat să văd o bătrână și văd în imaginea aceasta doar o bătrână, nici prin cap nu-mi trece să-i cer numărul de telefon să mă întâlnesc diseară, să ies cu ea diseară la o cafea. Nici prin cap. Asta înseamnă că condiționările ne influențează și purtarea. Iar dacă eu văd aici doar o tânără, pentru că așa am fost condiționat să văd, nici prin cap nu va trece să-i spun, doamnă, nu pot să vă ajut să treceți strada sau nu aveți nevoie de un ajutor. Nu. Așadar, ceea ce am în minte îmi influențează comportamentul. Apoi, felul în care sunt condiționat să văd viața îmi influențează percepția mea asupra celorlalți. Mă uit la Cătălin și zic, băi, fii atent. Cătălin a reușit să vadă ambele imagini. Bravo! Super băiat! Consuelo, atunci când ai văzut-o. Aoleu, fii atent, că asta nu duce mintea. Foarte tare! Foarte tare! Felul în care suntem condiționați ne ajută să avem o anumită percepție asupra celorlalți și desconsiderăm, ne certăm cu ei pentru că ei nu văd ca noi. De aceea trebuie să ținem cont de faptul că poate 20-30 de ani de anumite condiționări și-au pus amprenta asupra unui om. Iar când cineva nu vede ambele imagini, să avem calm, să avem răbdare. Poate e vorba de partenerul nostru care vede doar o imagine. Eu poate le văd pe amândouă. Explică-i cu calm, frumos, cu răbdare, să vadă și punctul tău de vedere. Și un lucru esențial este, ce-mi place asta. 50 de oameni și încă 50 de oameni din grupuri diferite pot să vadă aceeași imagine, da, și să vadă două lucruri total diferite. Unii văd bătrâna, alții văd tânăra. Și atenție, ambii pot să aibă dreptate. Este și bătrână în imagine, este și o tânără. Pentru că eu nu văd tânăra pe care o vezi tu, ne certăm și ne contrazicem. Și noi nu înțelegem că, de fapt, amândoi putem să avem dreptate. Este foarte, foarte, foarte tare treaba asta. Și de multe ori noi credem că suntem obiectivi și că numai noi avem dreptate. Când, de fapt, și celălalt are dreptate. Și acum vreau să vă spun lucrul ăsta. Ce-mi place. Poți să fii sincer. Extrem de sincer. Și să nu vezi ambele imagini, corect? Tu vrei să le vezi, dar nu le vezi. Așadar, sinceritatea nu te va face ca să vezi adevărul întotdeauna. De aceea, când partenerul tău nu-ți vede punctul tău de vedere, nu te agita, nu te împacienta, nu-l acuza de nesinceritate. Nu, poate chiar e sincer, dar poate n-a reușit să-ți vadă punctul de vedere. Și acum, dacă vreți să mă întorc aici, ca să tragem o concluzie, ajută-i pe ceilalți să vadă și partea asta, da? Că e o tânără sau că este o bătrână, despre asta este vorba aici. Aici trebuie să arătăm
că poate fi vorba și despre o tânără și despre o bătrână. Pentru ca să poată să gândească altfel, să simtă altfel, să se comporte altfel și să ai alte rezultate în căsătorie. Florin, am înțeles în urma acestei prezentări că nu există doi oameni pe lumea asta care văd lucrurile la fel. Fiecare dintre noi este unic și are lentilele lui unice. Și ce se întâmplă atunci când doi oameni încearcă să fuzioneze ca să devină una așa cum ar trebui și cum se întâmplă de fapt într-o relație, apar incompatibilitățile și cât de important este să conștientizăm acest fapt, că nu există obiectivitate, că fiecare are adevărul lui, că fiecare are modul lui de a vedea cu sinceritate și cu toată inima lucrurile și de-abia aștept să continuăm data viitoare discuția despre cum anume să avem o relație bună, ținând cont de acest mare adevăr. Da, și eu aștept. Să vedem ce o să iasă. Ne vedem data viitoare. Vă așteptăm cu drag.